Anul 2016 aduce multe proiecte pentru Crucea Roșie, filiala Iași. Primul proiect se va derula în ianuarie, fiind un eveniment dedicat voluntarilor. Următoarele proiecte se vor desfășura începând din luna februarie. Pe 1 februarie va avea loc un eveniment caritabil dedicat ajutorării categoriilor defavorizate, urmat de alte activități derulate de Crucea Roșie. Totodată, voluntarii din filiala Iași organizează pe 9 și 10 ianuarie o nouă serie de cursuri de prindere a tehnicilor de acordare a primului ajutor. Este Gala Crucii Roșii Iași, este pentru prima oară organizată în Iași. Este un eveniment prin care dorim să aducem recunoaștere față de voluntarii noștri pentru implicarea în evenimentele care au fost în acest an. Începând cu 1 februarie, începem să asigurăm suport pentru în cadrul echipajelor SAJ Iași, adică ce înseamnă asta. Voluntarii Crucii Roșii o să fie prezenți pe 3 echipaje ale ambulanței Iași și se vor deplasa fie zi, fie noapte, la cazuri care, unde sunt solicitați prin 112.